Ruladă din clătite cu ganaș de ciocolată și căpșuni. O să punem clătitele ca să formăm un blat. Le punem una peste cealaltă. Și apoi o să rulăm. O să punem o să punem cremă ganaș. Am format blatul nostru. Acum o să punem crema ganache de ciocolată. Ganache de ciocolată. Și o întindem pe toată suprafața. Acum o să punem și căpșunele. O să rulăm încet și o să ne ajutăm și cu hârtia. Aceasta este rulanda. O să lăsăm puțin odihnit și o să închidem cu hârtia noastră. O dăm puțin la frigider. Acum o să facem trandafirașii din căpșunele. Așa îi fac. Acum între, am să tai, așa. Iată. Eu așa le fac. Și o să le punem peste ruladă. Aceasta este rulada. Crema rămasă o să punem deasupra. Mi-a mai rămas, am mai lăsat puțină. Și o să punem deasupra. Cu furculiță o să tragem așa niște dungulițe. Și în partea aceasta. Și deasupra o să așezăm trandafirașii noștri.
Schokolade. Außer Puder und Zucker.